Potrivit cu tematica de studiu pe care o începem astăzi, citesc mai întâi 1 Timotei, capitolul 1, versetul 17. Împăratului veșnicilor, nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Prin harul Domnului, intrăm în câteva lecții referitoare la împărăția lui Dumnezeu, asemănări ale împărăției lui Dumnezeu. Vă amintiți că în Evanghelie adesea este scris împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor se aseamănă cu, sau împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu. Aceste imagini sunt în mod deosebit cuprinse în predicile Domnului Iisus, pentru că El venind din cer și dorind să ne ducă pe noi în această împărăție, a vrut să ne apropie cât mai mult de ea, să ne facă să o înțelegem și să ne atragă spre El, împăratul, cu orice chip. De aceea am spus de la început, împăratului să fie slava în veci. Sau cum ne rugăm în rugăciunea ce tot El ne-a învățat, să spunem, a Lui să fie și stăpânirea, și puterea, și slava, cum spun și îngerii în Apocalipsă. Astăzi, în prima lecție, vom observa că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă sau este o societate selectată. O societate de tip regat teocratic în care vor intra numai cei aleși de Dumnezeu. Spune Scriptura, Matei capitolul 22, versetul 14, un cuvânt ce se repetă în Evanghelie, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Cu siguranță vrem să fim printre cei aleși. Mare har să fie ales. Spunea psalmistul, citesc din 33, versetul 12, ferice de poporul a cărei Dumnezeu este Domnul. Și acum putem spune că Domnul e Dumnezeul nostru. Dar spune partea a doua a versetului, ferice de poporul pe care și-l alege el de moștenire. Asta înseamnă o continuitate eternă, moștenire. Pentru că în concept biblic moștenirea nu se poate pierde odată oferită de Dumnezeu. Moștenirea și-a păstrat-o el, dar cum spunea tot David în psalmul 16, chiar dacă 33 nu este scris despre cine este autorul, o frumoasă moșie, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. Și aceasta ne vine de la Domnul, slăvit să fie în veci. Selecția pentru împărăția lui Dumnezeu se face practic în viața aceasta. Dar totuși rămâne o problemă tainică. Nu vom ști în mod exact și definitiv numai atunci când Domnul va veni. În aceste condiții, noi trebuie să ne comportăm în așa fel, încât, după cum scria Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1, să nu avem emoții cu privire la selectare. A doua Petru, capitolul 1, citim versetul 11. În adevăr, în chipul acesta, ce înseamnă chip în acest context? Un mod de viață. Vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, va fi deschisă poarta mare și vom fi primiți cu onoruri. Din belșug. Dar tot în Biblie, în mod deosebit în Evanghelie, este scris despre unii care vor intra a nevoie. Cu alte cuvinte, rămâne de văzut. Își dorește careva să stea așa la limită cu emoții, la gândul că nu mai sunt nici restanțe, nici o formă de recurs. Ba mai mult, spunea Domnul Hristos, la un moment dat, în Matei 18, versetele 2 și 3, dacă nu veți face ca niște copilași cu niciun chip, asta înseamnă sigur afară. De aceea vă propun să urmărim această lecție cu dorința de a avea un acces larg, sigur, în împărăția lui Dumnezeu, de a fi selectați
pentru slavă. După cum spunea poetul, și trecut prin selectare, credincioșii vor trăi. Nu doar cât în viața asta, numai cât un lat de mână. Să ne întoarcem spre el fața, că se arată dimineața, când se prelungește viața, veșnic viața să rămână. Dar totul are de-a face cu o selecție. Cu alte cuvinte, în Împărăția Lui Dumnezeu nu intră cine vrea, nu intră șmecheraș. E o selecție corectă, dreaptă, făcută de Dumnezeu. Vă prezint 4 imagini ale selecției divine pentru împărăție. Matei, capitolul 7, este o primă imagine prezentată de Domnul Hristos, citind versetele 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă. Intrarea pe poartă arată cine este înăuntru și respectiv cine este afară. Căci largă este poarta și după poartă urmează ceva, o cale. Lată este calea care duce la pierzare, pe ea sunt cei nealeși, respinși și mulți sunt cei ce intră pe ea, pentru că aleși sunt puțini. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Parcurgerea căii înseamnă a ajunge sau a nu ajunge. Sunt de fapt două imagini, cea cu poarta, a fi înăuntru sau afară, și cea cu drumul, să fie parcurs sau să nu ajungi, să te pierzi pe drum. Atunci se va vedea care sunt cei din tâi, cei ce ajung, nu cei ce pleacă. Că spunea Domnul că unii din cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Au fost mai întâi la intrarea pe poartă, dar nu vor fi și cei din tâi la finalitatea drumului. De aceea să citim și din Luca 13, unde avem imaginea aceasta, conținând și alte detalii. Tot cuvintele Domnului Hristos, Luca 13, citim de la versetul 22. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe noroc și călătorind spre Ierusalim. Aici este o imagine a parcursului istoriei și a finalității în împărăția lui Dumnezeu. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El a răspuns, cum v-am îndemnat încă din introducere, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Dar de ce nu vor putea? Nu se poate, este inaccesibilă pentru unii? Nu, nu vor putea, fiindcă vor încerca să intre când deja închisă. Și atunci și normal că nu se mai poate. Spune Scriptura în continuare, versetul 25. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, nu doar că o va închide. Încuiat înseamnă definitivare. Și voi veți fi afară. Și veți începe să bate la ușă, să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne. Drept răspuns, el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și nu ziceți, noastră a învățat pe norod. Și el vă răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacob și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, oameni selecți. Iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte, de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Așadar, dacă doriți să fiți între cei selectați, grăbiți-vă. Nu doar să intrați pe poartă, grăbiți-vă pe drum. Înspre împărăția lui Dumnezeu se merge alergând, ca să avem, cum spunea Petru, o intrare din belșug în condiția în care ne dăm toate silințele. Să nu obosim, spune Scriptura în altă parte. Însă unii
se pierd chiar de la început prin refuzul lor. Povesteau frații din Salaș despre un bărbat care în al doilea război mondial, într-o noapte de bombardamente și negură, când în jur avea numai trupuri sfârtecate, a făcut o juruință și a zis: Dumnezeule, dacă mă scap de ișteafăr, mă pocăiesc. Și a scăpat. A ajuns acasă, dar a uitat să-și îndeplinească promisiunea. A trecut o vreme, câțiva ani, și a ajuns într-o părtășie cu niște frați, cumva, cam și un prieten la adunare, și a fost un cuvânt profetic în care Domnul îi spunea: numai eu și tu, zice Domnul, știu ce ai spus, dar tu ai uitat să împlinești. S-a trezit și le-a spus la toți că el a făcut o făgăduință în vremuri grele că se va întoarce la Dumnezeu. Și știți că nu s-a pocăit. Și au mai trecut câțiva ani. Și ne povesteau frații că într-o zi, când aducea cu carul fân, se grăbea să-l introducă în șură, venea ploaie, mai striga și pe un vecin să-l ajute, nu le ajungeau uneltele, și s-a dus la un alt vecin ce era pocăit. A intrat într-un coridor din acela exterior, cum sunt la casele vechi, și era ușa deschisă, că era vara, acolo se rugau niște frați ce trecuseră pe la acea familie, vecini ai lui. Și dinăuntru a explodat un proroc, spunând: ascultă, omule care ai pășit pe prag, te chem a doua oară și ultima dată, zice Domnul. S-a întors de acolo, le-a spus la toți, a uitat de fân: mă cheamă Dumnezeu a doua oară și a spus că e ultima. S-a dus la adunare de câteva ori și tot nu s-a pocăit. Și toți frații ne povesteau că a mai trăit multă vreme. Stătea pe bancă, cum se stă la țară, la stradă, și vedea oamenii mergând cu carte cântări, cu Biblia sub braț la adunare și le spunea: duceți-vă că asta e calea spre împărăția lui Dumnezeu, bună cale. Dar hai cu noi! Eu nu mai pot. A rămas împietrit. Dumnezeu ar fi vrut să-l aleagă, dar a rămas între cei chemați. N-a avut parte să fie între cei aleși. Să se îndure Domnul de noi. Și noi să știm că trebuie să intrăm pe poartă și să alergăm pe cale. Amin. O a doua imagine pentru societatea selectă din cer. Citim Matei capitolul 13, pilda grâului și a neghinei. Versetele 24 la 30. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă, iată o imagine, cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robine stăpânului casă au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robul i-au zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâu împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâu strângeți-l în grânarul meu. Iată dar că este o vreme în care lucrurile nu sunt alese. Grâul cu neghina e împreună. Datorită vrăjmașului împărăției lui Dumnezeu, lucrurile sunt amestecate. Dar răul produs va fi îndepărtat în momentul instaurării de plină împărăției lui Dumnezeu. Nu începe împărăția așa cu amestec. Iată explicația acestei pilde, citim de la versetul 36. Atunci Iisus s-a dat drumul noroadelor și a intrat în casă, ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis: tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El a răspuns: cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului, țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărății, neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului.
veacului. Atunci se vor alege oamenii și se vor alege foarte clar. Se va ști cine e de o parte și cine e de partea cealaltă. Până atunci sunt lucruri neclare și există riscul ca dacă Domnul ar lăsa acum îngerii să facă această selecție, să încurce lucrurile. Vă mai amintesc aici alte trei imagini, să vedeți ce înseamnă seceriș copt, poame coapte. În Ieremia 24, fără să citim, e acolo o vedenie ce îi dă Domnul profetului, două coșuri cu smochine. Într-unul bune și în celălalt rele, încât nu se mai putea mânca una. Erau deja alese, dar mai întâi au trebuit să se coacă. În Apocalipsa 14, aici vă citesc, sunt din nou două imagini a lucrurilor coapte. Și să știți că tot ce se întâmplă acum pe pământ nu e altceva decât se coc lucrurile, se aleg. Prin toate evenimentele prin care trecem, se produce selecția. Oamenii se lămuresc, ori merg înspre bine, ori înspre rău. Am avut un vis într-o noapte, se făcea că mergeam, era câțiva metri lățime, numai oameni, om lângă om. Unii eram mai pe o parte, alții pe alta. Și oamenii treceau, nu numai doar mergeau înainte, așa în diagonal, aveau loc mutări. Și am dat într-o intersecție. Unii au apucat, cei mai mulți, într-o parte, cei mai puțini, în altă parte. Nu se mai putea merge în față, era un teu, o intersecție. Cei mai puțini, n-am ieșit puțin ca după un prin colț și a început o coamă de deal. Știam că e greu urcușul, dar mai știam ceva, că drumul era spre Împărăția lui Dumnezeu. Culmea era în vis, că cei ce apucaseră mulți într-o parte ziceau că ei merg bine. Doamne, îndură-te de noi! Spune Scriptura aici, Apocalipsa 14, la versetul 15. Un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor: pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și să seceriți și pământul este copt. Acum se împlinește pilda cu neghina. Atunci cel ce ședea pe nor și arunca secera pe pământ și pământul a fost secerat. Alte imagine, versetul 18. Un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul și l-a scuțit: pune cosorul tău și l-a scuțit și culege strugurii viei pământului, că strugurii ei sunt copți. Adică lucrurile sunt alese. Atunci nu se mai poate face nicio transbordare dintr-o parte într-alta. Cum scrie în pilda cu Lazar și bogatul, prăpastia peste care nu se mai poate trece de la unii la alții. Să ne ajute Domnul acum să veghem și să vedem ce suntem, grâu sau neghină. Să vedem, suntem struguri buni sau struguri acri. Iată o altă imagine, pilda năvodului. Matei capitolul 13, de la versetul 47. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal și jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci lucrarea împărăției lui Dumnezeu este în două etape. Mai întâi este o etapă de adunare generală. Nu-i respins nimeni, adunați toți. Năvod, ce înseamnă asta? La grămadă. Cum scrie și într-o altă pildă, să mi se umple casă, bun și răi. Această etapă e pe mâna noastră. Oamenii sunt trimiși, spunea Domnul ucenicilor, vă fac pescari de oameni. Etapa a doua nu-i mai pe mâna noastră. Asta e în seama îngerilor.
Și ei fac o selectare generală și definitivă. Cum spunea și Ioan Botezătorul, eu mă botez cu apă, dar după mine verificările fac alții. Noi nu mai adunăm, de selectat selectează Dumnezeu. Și îngerii știu exact ce au de făcut atunci când lucrurile sunt coapte, ca să păstrăm imaginile și să avem o realitate cât mai completă, cât mai întreagă. Îmi povestea un frate care a lucrat undeva în afară, în Israel, și a angajat pe mai mulți. De probă o săptămână. La sfârșit le-a dat plata și i-a spus, tu mai rămâi o săptămână. Am muncit încă o săptămână și a zis, dă actele că te angajez, cu acte în regulă, rămâi la mine. Cu vremea a ajuns fratele administrator și după ce și-a permis cu patronul, îi zice, de ce pe mine m-ai oprit și pe ei e dat afară? Și arată înregistrările video din prima săptămână. Zice, uite aici, tu munceai, ei, știm noi ca românii cum e, nu? Dacă oamenii știu să facă selecții, dar numai se uită și nu spun, la gata. Că dacă ți-ar spune atunci, n-ar mai fi test. Nu te-ai comporta natural, n-ai fi tu în apele tale. Dar Dumnezeu așa ne lasă în apa noastră. Să facem ce vrem, ce ne place. Uneori cred că ne zice ca la David, dau pe vrăjmașul tău mâinile tale, fă ce-ți place. Dar să nu crezi că la Dumnezeu îi place orice ai face. Numai că te lasă pe tine să vadă cine ești de fapt. Să te desfășori în întreaga gândire, plăcere sau pasiune. Așadar, dragii mei, sunt suficiente imagini, asemănări ale împărăției care ne arată că împărăția lui Dumnezeu va fi formată dintr-o societate de oameni selectați. Și despre îngeri spune Scriptura 1 Timotei 5 că n-au rămas numai îngerii aleși. O împărăție cu un Dumnezeu ce alege, îngeri aleși și oameni aleși. Am vrea să fim și noi, Doamne. Vreau să observăm acum trei criterii pentru selecție. Știți, când Gedeon și-a adunat armata, s-au dat două criterii. Care-i fricos să plece, care nu s-a plecat să bea apă în mod corespunzător să plece, și-a rămas tare puțin. Secretul sau cheia selecției pentru împărăția lui Dumnezeu este neprihănirea. Versetul de referință, Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Pe cine n-ar căuta-o? Dar ascultați cheia și neprihănirea lui. Aici se ascunde secretul. Să cauți împărăția cu condiția acceptării stării de neprihănire. Asta prin Domnul Hristos și apoi a păstrării Sfințeniei Sfinte. Pentru că nu orice standard religios este acceptat de împăratul. Spune Scriptura, Matei, capitolul 5, dăm o foaie enormă, versetul 20. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Aveau farisei neprihănirea lor, felul lor de a gândi că sunt drepți și vor fi justificați înaintea lui Dumnezeu. Dar cât despre statutul și starea de fariseu, Domnul a zis, nu putem vorbi de împărăție. Asta e cu niciun chip. Deci nu se discută. Nu pot să fie acceptați. Întoarcem două pagini în continuare. 7. Farisei au fost atunci. Acum vorbește aici despre zona carismatică, aș spune eu. 7:21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci iată criteriu. Ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul mulți, dar noi știm ce înseamnă mulți, grămada de nealeși.
îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Nu era îndeplinit criteriul acesta. Așadar, să ne fie clar o dată și pentru totdeauna, păcatul, fie el cunoscut sau ascuns, ne descalifică să dăm ascultare conștiinței, să nu credem că și alții fac ca noi, nici alții nu sunt mai buni. Nu, cine-i sfânt să se sfințească, curat dacă ești și auzi că se poate să fii mai curat, așa să faci. Că Domnul vrea ca haina miresei să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Când aud oameni spunând, ăsta fie păcatul cel mai mare, e de temut când îi auzi. Adică oameni care sunt sesizați și întârzie sau chiar neagă nevoia de corectare. Spune Scriptura, rămânem tot în Matei, capitolul 22, de la versetul 9, duceți-vă răspântirile drumului, chemați. Etapa adunării generale, dar iată etapa selecției, versetul 11. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții, a zis acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Și știm ce sunt hainele de nuntă, faptele neprihănite ale sfinților. Scriptura e foarte clară. Prietenii, a zis el, cum a intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Deci când auzim oameni care acum comentează, nu-i problemă, să știe că comentariile astea se încheie când vine Domnul. După aceea nu vor mai fi comentarii, nici justificări. Nu, nelejuirea și închide gură. Astea sunt așa pentru noi, când vrem să ne apărăm. Dar nu ne folosesc decât la o sândă în plus. Împăratul slujitorilor săi, legați mâini și picioare, aruncați în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pierderea alegerii. Iată cum scrie Apostolul Pavel Filipenilor, citim din capitolul 1, unii biserici de oameni credincioși, poate biserica cu care s-a înțeles cel mai bine, Filipeni 1:9-11. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice percepere, ca să deosebiți lucrurile alese, să aveți finețe spirituală, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii, cheia. Neprihănirea, dar la cote maxime, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Păcatul este îndepărtat în orice formă de manifestare și de evoluție a lui. Vă amintesc trei texte, fără să vi le citesc. Le știți din memorie, cred. 1 Corinteni, capitolul 6, zice de la 9-11, enumerând o listă de păcate. Nu vor moșteni, accentuez ideea de a moșteni, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Galateni 5:19-21 și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, de la necurăție la îmbuibări și beții. Cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și Efeseni capitolul 5 din nou zice, de necurății, de curvicii, nici să nu fie pomenit. Cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni. Toate aceste trei texte conțin ideea de excludere de la moștenire datorită stărilor de păcat. Aceste liste de păcate cuprind și curvii, dar cuprind și minciuna și pisma doar, care poate nici să nu fie cunoscută de adunare. Sunt oameni care se controlează, dar în inima lor au pismă, invidie. De aceea n-ai cum să faci selecția acum, să spui care e pocăit, care nu e pocăit. Sunt păcate care se văd, dar sunt și altele care nu se văd. Și lucruri care nu sunt lămurite, nu sunt definitivate, de avea în final, lucrurile se vor alege, se vor clarifica. Dacă vrem moștenire, atunci să ne uităm în viața noastră și să ne pregătim în sfințenie pentru împărăția lui Dumnezeu. Într-o vreme în care
Întrebări sunt din ce în ce mai puține, cum pot să fiu mai sfânt. Întrebările din vremea asta sunt ceva de genul, nu-mi pot permite să fiu mai păcătos. Cam așa sunt întrebările. Dacă fac asta, nu sunt mântuit și se încearcă limitele harului. În loc să încercăm altitudinea harului și să creștem în roada neprihănirii, ca să fim copți în sensul bun și să fie un rod de 100 sau un rod întreg. Amin? Rețineți un al doilea criteriu. Alegerea este și o opțiune umană. Dar nu a împărăției, în primul rând v-am spus și a neprihănirii, în al doilea rând vă spun și a împăratului. Și prin aceasta a principiilor, după care va guverna această împărăție teocratică. Omul are o singură opțiune, dar sunt două domnii, sunt două vieți, una aici și cea viitoare. Spunea Domnul Hristos, Matei 16, citim de la versetul 21. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să moară, să fie condamnat și are să învieze. Petru l-a luat deoparte, l-a certat, Doamne ferește, așa ceva. Și acum versetul 24. Atunci Iisus a spus ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se repede sine, să-și ia crucea, să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul tău, că Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi? Și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Aceeași predică este surprinsă de evanghelistul Luca într-un mod puțin diferit. El dă și o pildă, Luca 16. Este o pildă care se evidențiază prin antiteză, prin contrast. Pilda ispravnicului necredincios. Un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că risipește averea și i-a spus, versetul 2, partea finală, nu mai poți fi ispravnic și și-a făcut el socoteala potrivit cu planurile de viitor. Și-a aranjat lucrurile în așa fel încât să o ducă bine după ce va fi dat afară din isprăvnicie. Și zice Domnul în versetul 8, vedeți că fiii oamenilor știu să se orienteze. Dacă nu mai merge bine într-un fel, mă învârt să cad, zis așa, tot în picioare. Și acum de la versetul 9 se schimbă imaginea. Pentru că fiii veacului acestui au fost luați ca exemplu negativ în sensul că se știu orienta pentru viața de aici. Și nouă ne spune să ne gândim și noi și să ne orientăm pentru viața viitoare. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cele mici sunt aici, și cele mari sunt sus. Cine este nedrept în cele mai mici, este nedrept și în cele mari. Dacă n-ați fost credincios în bogățiile nedrepte, mai corect cred că ar fi nestatornice, cine va încredința adevăratele bogății? Versetul 12. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Deci aici suntem în probe, e lucrul altuia. Acolo în cer va fi al nostru, e moștenirea. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De fapt, alegerea pentru împărăție este pentru Dumnezeu sau pentru Mamona, pentru principiile veacului acestuia sau pentru principiile veacului viitor. Fariseii care au iubitori de bani ascultau și toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Și acum ascultați ideea cu selecția. Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Și diferența dintre principiile de jos și cele de sus, pentru că ce este înălțat între oameni, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Vreți în împărăție, scrie în versetul următor, dați navală, nu vă luați după alții. Așadar, să ne legăm inima de Domnul.
ca să avem parte de El. Și mă completez cu aceeași imagine din Ioan 12, celălalt evanghelist surprinde alte adevăruri din același domeniu, Ioan 12, de la versetul 25. Cine își urăște viața o va pierde. Cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Așadar, să ne legăm inima de Domnul. Să-i slujim și în fața noastră să aibă El valoare și principiile Lui, nu lumea aceasta. Aici cred că este o chestiune foarte importantă. Dacă ți este drag Domnul, subscrii la modul Lui de gândire. Să aveți în voi gândul care are în Hristos Iisus. Îți place de Domnul. Se spune că un bogătaș ce a avut un singur copil a suferit pentru moartea lui și în testament a lăsat scris averea și toate bunurile mobile și imobile să se vândă la licitație. Dar cel ce coordona această lucrare a scos la licitație mai întâi un tablou al fiului decedat al bogătașului. Nimeni nu s-a înghesuit să-l cumpere, nu purta un nume de marcă. Și unii au cerut să se treacă la licitarea altor bunuri. Erau acolo și bogați. Dar s-a spus așa, scrie în testament. Nu se poate modifica ordinea licitației. Și până la urmă a venit o femeie ce îngrijise de copil și a zis, eu vreau să cumpăr tablou, că așa mi-a fost de drag copilașul ăsta. Eu știu când merea copil și am rămas cu imaginea aceea în minte. Și a vândut tablou la o sumă foarte mică, câțiva dolari. Și anunță cel ce conducea licitația că totul s-a încheiat. Dar cum? Am fost informat că sunt multe bunuri. Și le-a citit din testament. Celui ce va iubi imaginea fiului meu, care de fapt trebuia să fie moștenitorul tuturor acestor lucruri, să intre de drept în moștenirea întregii mele averi. Asta e o imagine interesantă pentru felul în care a gândit Dumnezeu lucrurile. Dacă îl vrem pe Domnul Hristos, scrie în Romani 8 că împreună cu El ne dă toate lucrurile. Nu ne este drag, rămânem pe din afară sau, ca să fim mai exacti, cu ce am apucat în viața asta. Cu atâta rămânem că lui Dumnezeu nu-i par rău de ce ne-a dat aici, dar marea valoare este dincolo, amin? Și în al treilea rând și ultimul, vreau să vă dau de fapt un exemplu, nu un criteriu, dar criteriul se poate desprinde de aici. Cazul Saul și poporul evreu care doreau un împărat. Știți, cu câtă insistență au venit la Samuel, vrem un rege, toți au rege, noi suntem organizați într-o altă formă. Și Samuel le-a prezentat condițiile, drepturile regelui. Și apoi le spune în final, citim 1 Samuel 12, în concluzie, în esență, inserează aici în mod repetat condiționalul dacă. 1 Samuel 12, citesc de la versetul 13. Iată dar împăratul pe care l-ați ales, criteriu anterior, și pe care l-aș cerut, iată Domnul a pus un împărat peste voi, dacă, condiții. Vă veți teme de Domnul, dacă veți sluji, dacă veți asculta de glasul Lui și dacă nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeu vostru, atât voi cât și împăratul care domnește peste voi. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului și veți împotrivi cuvântul Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum a fost împotriva părinților voștri. Și spune aici versetul 25, dar dacă veți face răul, veți pieri voi și împăratul vostru, le-a spus evreilor. Știți, s-a realizat ceva de monarhia sub Saul? Absolut nimic. Și l-a perit, renegat, îndepărtat de Dumnezeu. Așadar, toate atârnă din știarele realități de care trebuie să ținem cont. Și în final, vreau să surprind aceste două elemente ale alegerii,
Alegerea are o primă dimensiune a harului divin. Nu cumva să credem că Dumnezeu ne-a ales pe merit și noi suntem băieții de nota 10. În primul rând, să știm că de nota 10 a fost Domnul Hristos și noi intrăm pe bonul lui în rai, pe factura lui. Dacă face factură numai pe noi, îi vai de noi, lemne de foc. Dacă îl trece pe el în față, copacul cel verde, atunci avem șanse să fim strămutați, numai să fim altoiți în el. Spune Scriptura foarte clar, Roman, capitolul 9, versetul 11. Despre Esau și Iacov, că măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte al Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. Deci prima dimensiune a alegerii ține de Domnul, de har. Deci a rămas David care a păgătuit și Saul a fost lepădat, pentru că Dumnezeu a avut milă de el. Spunea David în rugăciunea sa, asta și încă înainte de păcătuirea cu Batseba și cu Urie: ce sunt, Doamne, de mai făcut să ajung unde sunt? Știți rugăciunea lui. Și tu faci promisiuni robului tău pentru viitor? Și încheie rugăciunea spunând: Doamne, binecuvintează casa robului tău, că ce binecuvintezi tu rămâne binecuvântat pentru veșnicie. Așadar, să lăudăm pe Domnul care s-a îndurat de noi și vrea să ne aleagă. Că dacă ar fi vorba de noi, cum au sucerit, atunci cine mai poate fi mântuit? Și a zis Domnul, Matei 19:25-26, la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, slăvit să-i fie numele. Și Pavel spunea într-un mod foarte frumos în Coloseni, capitolul 1, referitor la harul și la alegerea cine vine din Domnul, și cu aceasta trec și la a doua dimensiune a alegerii, care este de factură umană și constă în a păstra vrednicia oferită de harul lui Dumnezeu. Aici este accentul alegerii noastre. Coloseni 1, de la versetul 11. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Acum vă rog să observați că mai este un cuvânt de vrednicie. Deci mai întâi ne-a vrednicit Domnul. Acum citiți versetul 9 și 10. De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui, în orice fel de înțelepciune, în orice pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați. Deci nu noi am fost vrednici, am fost făcuți vrednici, numai acum trebuie să ne purtăm vrednicia. Să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Noi am fost mântuiți prin har, scrie și în Efeseni, și textele sunt foarte clare, unii tot se contrazic cu oarecare variantă e bună, predestinarea sau alegerea libere. Amândouă sunt perfect valabile. Că Dumnezeu atâta capacitate are de ales înainte de a fi noi. Și atât de puternic încât ne lasă să facem ce vrem noi și totuși El controlează lucrurile. Spune în Efeseni 2, vă aminteam că mântuirea prin har, dar apoi ascultați ce scrie în Efeseni 4, versetul 1, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea care ați primit-o. Deci iată cum se împacă, se compatibilizează predestinația cu alegerea liberă. Tot despre vrednicia asta scrie în 1 Tesaloniceni 2:12. Adică la toate bisericile scria același lucru. Era foarte important, de aceea îl nota. 2:12, să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Doamne, ajută-ne să ne purtăm într-un chip vrednic. Și închei cu un text din Apocalipsa 3. Aici avem o biserică în care se vede foarte clar selecția. Unora le mergea numele că trăiesc, dar erau morți. Versetul 2, încă unii nu erau lucrurile coapte.
veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu, adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit, ține, pocăiește, dacă nu, veghezi, voi veni la, ca un host și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume aleși, care nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi șterge, aici din nou accentul pe alegere, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Mărit să fie Domnul! Așadar, e clară Scriptura că împărăția e formată din oameni selectați. Care-s criteriile selectării? Dragostea pentru împărat și dorința de o viață după neprihănire. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire. Vor ajunge într-o zi să fie un plus de neprihănire și hainele albe le vor păstra și să nu se vor mai murdări niciodată. Să mulțumim Domnului pentru harul său, dar să ne silim. Eu din partea mea obișnuiesc să spun că îl vreau pe Dumnezeu calvinist, adică el să fie de conceptul predestinării și să mă aleagă. Vreau să fiu liniștit că el m-a ales. Dar de partea mea vreau să fiu arminian, adică să cred că dacă nu mă silesc, pierd mântuirea. Dacă așa împletim lucrurile, Dumnezeu rămâne credincios. Și dacă noi ne silim, vom fi și noi. Mărit să fie Domnul și asta pentru veci, că și împărăția e pentru eternitate. Amin.